Senatorul ALDE, Teodor Meleșcanu, a fost ales președinte al Senatului României. În primul tur acesta a obținut 67 de voturi la numai un vot distanță de șefia Senatului. Alina Gorghiu, propusă de PNL și susținută de partidele din opoziție, a primit 49 de voturi. Ion Popa, candidatul ALDE, a obținut 13 voturi. Au mai fost 4 abțineri și un vot nul. Au votat 134 de senatori, dar erau necesare 68 de voturi pentru ca președintele Senatului să fie ales din primul tur. În cel de-al doilea tur, Teodor Meleșcanu a obținut 73 de voturi, iar contra candidata sa, Alina Gorghiu, a obținut 59 de voturi. Au fost de asemenea două voturi nule. Teodor Meleșcanu devine astfel al doilea om în stat.